make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod de Real Boxing, mai exact, cred, episodul 5, dar înainte să începem, nu uitați, ca de obicei, să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și vreți să ne motivați să continuăm cu ea. Da, uitați de unde am plecat noi, aveam 11 victorii prin knockout acolo, 24 de victorii și 5 egaluri. Suntem numai... în grupa greilor, să spunem, pentru aur, și priviți ce statusuri au oamenii ăștia, sunt adversari de aceeași valoare cu noi și ne va fi foarte greu să batem, dar vom vedea ce se va întâmpla în primul nostru meci pentru centura de aur în această grupă care o avem de disputat, care o avem de jucat. Să vedem acum ce se va întâmpla. Începe meciul. Fight, băieți. Începe tare ăsta, Yasuda ăsta. Am mai luptat cu el, dacă nu mă înșel, în grupa aia pentru argint. Aici trebuie să fii foarte bun ca să îi bați pe ăștia din prima rundă, pentru că sunt foarte, foarte buni și ei. Nu-i bai dacă vom pierde. Până la urmă e centura de aur, dar începem foarte bine, suntem buni, asta arată, și modești. Bun, stânga, ne-a prins și el, dar după aia i-am reproșat imediat cu un croșeu și ce lovitură, dacă o prindeam pe aia acolo, îl anihilam pe slăbănogul ăsta. E slab, mort, băi, frate. Hai că se poate. Nu permitem să ne bată ăsta în meciul ăsta, în primul meci, în debutul pentru centura de aur. Se poate, m-am zis. Mănâncă-l acolo, mănâncă-l cu full și cu tot, capă. Ce mănâncă ăștia, mă, așa de trag de pe aia, știu eu, piept de pui, capă un piept de pui, mă. Pe un pui la rotisor, musculosule. Mamă, dar i-am dat acolo. Ne-a dat și el, dar nu-i nimic. O dreaptă foarte bună. Oh my god. Frumos. Excelent, am pus imediat garda acolo. Cum ne apărăm? Am barat foarte bine. Și o lovitură care am prins și noi cu stânga, dar greu. Suntem mai bine oricum decât el. Prinde lovituri foarte bune. Era să o prindem pe a treia consecutiv. O lovitură care sparge garda și knockout. Ce pumn acolo. Cade la pământ, este knockout băiatul. Se ridică după 6 secunde. Să vedem acum ce va face. Oare va pierde ăsta mai greu decât ăla în finală? Nu cred, adică totuși era finală aia și normal. Vom vedea totuși. Hai acum o stângă, frumos. Dar se ține bine și el, ne dă lovituri destul de bune. Am trimis foarte bine acolo cu dreapta, încearcă la corp. Ne-a prins-o până la urmă, o directă de dreapta, de stânga de fapt. Un croșeu de dreapta încercat acolo de noi. Încă unul de stângă, dar se ferește foarte bine, prinde acum. Haide, contră. Pun foarte bun, încă una. Ăla e la pământ, mă, încă una și e la pământ. Frumos de tot, fanii sunt în delir, au explodat. Hai de negru meu. Nu mai se ridică. KO, câștigăm în acest meci greu, dar câștigăm. Totuși prin knockout, asta este lucru care ne mulțumește. Am făcut încă un meci, să vedem câți bani am primit. 900, se vede că e ceva mai mult. Da, ne mărim și asta la 90. Așa, și să mai luptăm un meci, cu Herrera ăsta, care e foarte, foarte bun, ba chiar mult mai bun decât noi. Are 24 victorii, îmi pare, prin KO, ceva de genul. E foarte bun, avem 19 meciuri, 19 victorii, toate prin knockout. Și să vedem ce vom face împotriva acestui pletos, cum ne vom descurca. Începe tare, dar excelent, o dreaptă acolo, s-a lăsat în jos. Bun. Ne-a prins la ficat acolo. Ce bine a intrat în meci acest Gustavo Herrera. Încă una.
Aolo, se poate, v-am zis că se poate, putem câștiga centura asta, eu zic acum să câștiga centura, dar suntem în dificultate cu ăsta, momente bune pentru el, dar momentan avem mai multă energie decât el. Ai, acum bună dreapta aici, încă una, trei lovituri foarte bune trimise, păcat că nu au fost consecutive cum au fost astea două ale lui, dar foarte slabe și a treia ba chiar. Oh, dar ce încearcă el la corp? Hai să vedem și noi la corp. Oh, ne-am prins la față el. Oh, încă una în dreapta de partea noastră. Oh, în stânga, în dreapta. Au! Dacă dădeam pe aia în stânga. Da, mă, că și ăsta e beteag, mă, dar ce ne-a dat acolo? Da, mă. E beteag, ce ziceam eu. E petardă și ăsta. Cade și nu se mai ridică. e greu, mai ales într-o gală ca asta, să spunem, că așa mai este în box gale, așa mai sunt în box meciuri de-astea, băi, ce pumni, și knockout, cât de tare l-am luat aici, ne amintim de momentele bune din centura de bronz și de argint, dar și aici sunt momente și mai bune când câștigi cu oameni mult mai buni. Vedem că ne descurcăm foarte bine, foarte bine împotriva ăstuia și nu avem momente de, să spunem, de frică. Are barba la fel ca noastră. Nu, mă, haide morții tăi. Mamă, ne-a luat în brațe, bă, și gosul e gay. E panorama rău de tot și iau, te știu ce bine a prins asta. Dar nu stăm așa, ne-am, nu e bine deloc. Ne enervasem acolo și pentru prima oară suntem la pământ. Incredibil, pentru prima oară în carieră suntem la pământ, asistăm la un moment istoric, St. Holton pentru prima oară la podea. Oh my god, ce moment ne-a dat și el knockout, băi frate, bă. Mamă, ia-l în brațe, bine că i-am dat-o aici, că eram nevoie să-l... Ia-l în brațe, tu-i gâții măsii. Oh, frumos, în dreapta acolo, excelent. Oh, ia-l în brațe, mă, ce ți-am zis? Ne-a dat-o, bă, aici. N-ai ce să mai... Mă, că se poate, îl bat. Uite, mă, prima noastră înfrângere, lol. Ia, uite, bă, și prin knockout. Oh my fucking god, prima noastră înfrângere. Moment istoric în real boxing. Seth Holton a pierdut pentru prima dată. Ce nasol, cât de rău asta pentru noi. Ia uite, bă, suntem pe locul 3, iau contra lui ăsta, ne batem acum. Hai să vedem, poate cine știe ce vom reuși să facem. Am pierdut din păcate al doilea nostru meci, să vedem ce vom face împotriva unui adversar chiar mai bun decât ăla care ne-am întâlnit atunci. Asta arată că avem și noi nevoie de upgrade-uri și asta normal. Că trebuie să ne îmbunătățim, adică trebuie să câștigăm pentru a avea bani să ne upgradăm. E bine, bun, stâng drept, excelent am început până acum, dar la fel a fost și în meciul trecut în care noi am dat primii lovitura de knockout. Și el, vedem cât de bine se descurcă, bună acest croșeu de stânga, excelent, o dreaptă acolo, dar și el ne-a prins-o, încă o dreaptă, foarte bine, încearcă să lovească la corp, a reușit acolo prin plan, foarte frumos și noi îi dăm replica, încă o lovitură la corp, foarte frumos, a doua lovitură la corp, ne apărăm foarte bine și a încercat la ficat, dar nu știu care fi... În ce parte ficatul, am și uitat în ce parte e stomacul. Oh, frumos, acolo, în dreapta. Oh, din nou. Bravo, mă, bravo, Seth Holton. Hai că se poate, nu-i bai. Trebuie să câștigăm acest meci care este foarte important pentru noi. Deci, hai cu victoria în acest meci. Nu contează cum o câștigăm prin knockout la puncte, când contează să o câștigăm. Hai că ne apărăm și am dat foarte frumos. Seth Holton acum în momente bune, dar și el primește lovituri. O dreaptă a lui Seth acolo. A primit una direct în nas, se spar nasul, nu-i nimic. Încearcă la ficat, nu reușește. Încă o lovitură, frumos, și noi la corp.
Bun, bun, știți cum se respectă frumos și frumos și când se bat au regulă să nu dea la față, numai la corp. Bun. Deci noi suntem cei mai frumoși din această îngală. Ce să-i cer lui psihopatul ăsta? Oh, hai mă, hai mă, hai mă, hai mă! Oh, cade acolo adversarul nostru, cade și el la pământ, ce frumos! Ce frumos l-am executat, dar se ridică doar după 3 secunde, nu-i nimic, nu-i nimic mă, nu-i nimic, un knockout în prima repriză, este foarte bine, dar să nu primim și noi unul, asta mă rog. Știi ce cred eu că ar trebui să lucrăm, deci la energie, pentru că asta ne-ar fi de folos, să avem multă energie. Ăsta îmi pare că are 95 sau chiar 96 la energie, adversarul ăsta al nostru. Oh. Bun, bun, sunt drept, sunt drept. Și e knockout, bă! Mamă, nici nu așteptam, mă bătea inima așa cum se auzea aici. Și ce a dat acolo, ce pumn i-a dat, ce croșeu de stânga, a căzut la pământ acolo. Oare vom câștiga acum prin knockout? Nu cred, bine, adică se poate da asta în runda a doua cu siguranță. Pentru că în prima rundă nu cred că îl vom bate noi prin knockout. Să vedem însă. Oh, din nou la pământ. Oh, speranțe. Speranțe, trăim speranțe. Să vedem. 4 secunde, 5 secunde, se ridică 6 secunde, 7 secunde. Hai că se clatină. Hai că abia mai stă pe o picioare. Haide, o dreaptă. Dar nici noi nu trebuie să rămânem așa descoperiți. Poate mai avem timp să... Eu zic că mai avem timp, poate să-i dăm un knockout în repriza asta. În timpul ăsta care a mai rămas din prima repriză. Oh, my fuck, ne-a luat în brațe Jegosu, bă! Mamă, ia uite bă cum se duce tot ce am avut mai scump. Parcă și noi luăm în brațe. Da, ia uite cum se luptă. Dei, 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 Olo! Nu e bine, 10 secunde au mai rămas. Ne apărăm. Ne bate inima. Oh, ce ne-a dat. Hai, arbitre. Ăsta mai repede. Nu, nu, 2 secunde, ultima secundă. Ultima. În sfârșit, noi avem, ne-am descurcat mai bine decât el în prima rundă. Să vedem în a doua rundă ce vom scoate, ce punctaj vom scoate. Dar este mai odihnit decât noi. Doamne, nu vreau înfrângere, nu vreau înfrângere, asta vreau, o victorie. Lo. Știi ce, nasol, așa am văzut eu că nu câștigi bani dacă pierzi. Adică, na, câștigai 900 de dolari dacă reușeai să învingi, dacă pierdeai măcar 200 acolo, nu zic 300, adică un sfert. Hai, hai, ticule. Bine mă, lo, ce ne-a dat-o și el, bă, ia uite ce știe ce să dea acolo la ficat. Oh, ne-a dat în inimă, bă, ăsta, facem stop cardiorespirator. Ai, de capul meu, cât să te mai aperi, mă, cât să te mai aperi. O, dreapta acum ne cheamă, ce faci, mă, ne provoci tu pe noi? Hai că te aranjăm noi acum, te aranjăm noi. Se poate, mă, se poate, e beteag ăsta, e petardă și el. Cearcă acolo, ai vierme autohton. Ai vierme autohton. Cade la... Nu, mamă, dar ce puțin am avut acolo. Și inevitabilul s-a întâmplat. Am căzut la pământ. Dar ne ridicăm și noi după 5 secunde. Și avem energie mai mare decât a lui. Însă una ne dă și popa. Ne cântă cam așa ar veni aici. Poate dacă îi dăm acum un knockout se va echilibra balanța și vom mai conduce și noi cu un avantaj mic, pentru că el așa ar reveni în scor, să spunem, în puncte. Încearcă la corp, cât de bine apărat, am prins-o acolo și încă un stânga, o dreaptă, un croșet de dreaptă, dar și el a reușit să ne prindă o dreaptă acolo. Frumos, frumos de tot, încă un croșeu, încercăm să prindem tare, de ce, ce jegos e, bă, ne ia numai în brațe, bă. Ia uite, mă, ce om, ce poponar. Hai că îl batem, dar el de asta se avantajează foarte mult, ăsta e avantajul lui, că ne ia în brațe și nu e bine deloc, el își revine și noi nu prea ne mai revenim. Ia uite și tu cum ne dă, ne prinde niște lovituri bune rău de tot pentru el. O, i-am dat și noi, dar cum îi dăm și noi cum ne dă și el, asta nu, asta nu...
nu e bine pentru noi. Oh, mai fac. Bun, dreapta excelent acolo și ne luptăm cu el, dar tot degeaba, încă o dreaptă. Ce croșeu. Încercăm unul, dar se apără, încă un croșeu. Nu-i nimic, nu-i nimic. Meciul se joacă. Hai. Un croșeu încercat acolo. Foarte bine, ne-am ferit. Aolo, are energie mai multă decât noi. L-am luat și noi în brațe. Haide. Nu-i nimic, mă. Mai sunt 40 de secunde. Mai puțin de 40 de secunde și sperăm ca în această rundă să scăpăm fără knockout. Sau dacă vom lua, Doamne ferește, dar Doamne ferea, acum trebuie să dăm neapărat knockout. Deci asta este prioritatea noastră. Nu am pierdut, mă, se poate, nu am pierdut. Ne ridicăm acum după 8 secunde și tot ne ridicăm 9 secunde și... Da, așa este, am pierdut din păcate al doilea meci în care pierdem. Ce rău pentru noi, rău de tot. Trebuie neapărat să ne upgradeam, nu știu cum, pentru că bani nu am primit. Facem la gym, să facem aici la stamina acolo, să sărim coarda. Poate vom crește, nu merge. Deci trebuie neapărat să facem rost de o victorie, adică să facem o victorie în care să facem bani, pentru că asta este... Dar acesta a fost episodul de astăzi, nu uitați de butonul de like, urați-ne baftă pentru această, în această gală. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!